Roberto a avut un mesaj de transmis către susținătorii lui. Eu vă spun cinstit că nu prea am înțeles nimic, deși să știți că m-am mai uitat odată. Spunea ceva de genul, dacă și voi ați observat la fel, înseamnă că am dreptate și că nu sunt eu, nu știu cum. Bănuiesc că cei care au scris mesajul i-au dat dreptate în ceea ce privește pe Iuliana, că se uită după Antonio sau așa mai departe. Apoi spunea ceva de genul că Iuliana este mică, care doar 21 de ani și că deși spunea că a trecut prin foarte multe relații, nu are experiență în ceea ce privește relațiile și felul de a comunica cu partenerii și în fine, eu vă vorbesc mai din cărți, așa, el o spune altfel, dar nu pot să redau chiar tot ce spunea. Mai spunea el ca susținătorii să nu-i mai scrie lucruri de rău despre Iuliana pentru că este mică, că îi place de ea fizic, dar nu-i prea îi place. Că acum în seara aceasta era foarte supărată pentru că toată lumea a dat în ea și chiar și la capricii și că ar fi fost foarte supărată și că nu ar vrea să o vadă atât de supărată, că nu mai are încredere în femei. Cred că tot acei susținători i-au scris în scrisori să nu-și piardă speranța dacă nu e cu lui. Poate să încerce și cu următoarea fată care va intra în casă, iar el cumva se scuza că nu mai are încredere în femei, că nu mai are încredere și că nu știe ce să facă. Eu, Roberto mi-a reamintit acum că el are doar 23 de ani, deci oricum o fată potrivită pentru el nu ar trebui să aibă vârsta mai mare de 22-23 de ani. Că așa e sortit de la Dumnezeu, cumva să fie la, să aibă aceeași vârstă ca să și funcționeze relația. Dacă tu îți dorești, Doamne, mămăici care să te leșine pe picioare, eu nu cred că e ok. Cumva trebuie să construiți împreună, să copilăriți încă împreună, să vă maturizați împreună, să vă formați împreună dacă vrei. Nu tu să preiei ideile unei femei mature, deja trecute prin viață și să fii un roboțel care execută ceea ce spune doamna pentru că este mai mare. Cumva și tu ai niște probleme acolo, să știi.